Salutare, fraților, și bine ați venit la Black Tiger. Bun, e un nou episod din FIFA World Cup. Hai să vedem ce reușim să facem astăzi, să sperăm că reușim să câștigăm și acest meci și să mergem mai departe în această cupă minunată. Good evening and welcome to Alcor. Welcome to the Al Bayt Stadium, the venue for the... Începe meciul Argentina-Mexic. Se anunță a fi un meci frumos, interesant. Să sperăm că Argentina va face spectacol și poate vor marca ambele echipe. L-am avut în cadru pe Lionel Messi, iar meciul este pe start. A început meciul, mingea este la Lionel Messi acum. Messi pasează și el către De Paul. Molina, înaintează Molina cu mingea. Molina pasează către De Paul, De Paul. Se hotărăște să șute și pe lângă poartă, prima ocazie al Argentinei. Echipa argentiniană este pusă pe atac. Messi deposedează acolo mingea. Are Messi, 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 șută Messi, gol! Lionel Messi. Iar superstarul argentinian deschide scorul pentru Argentina. Minutul 12, Argentina-Mexic 1-0. În posesie echipa mexicană. Pasează mexicanii, pierde mingea, deposedat de către Lionel Messi. Lionel Messi a avut până acum două recuperări excelente și gol din partea acestuia. Otamendi acum la balon. Romero pasează către Molina. Molina către De Paul. De Paul ține de minge și înaintează cu mingea către careul mexican. De Paul se hotărăște să paseze în centrul careului Lo Celso, dar acesta este deposedat. Mexicanii au plecat spre atac. Rodriguez din partea mexicanilor ține de minge acesta, înaintează către poarta argentiniană. Jimenez nu se hotărăște, Jimenez să șute și este deposedat de către apărătorii argentinieni. Mingea este în brațele lui Martinez, portarul argentinian. Centrează acesta spre mijlocul terenului. Mingea ajunge la De Paul. De Paul care pasează către Lionel Messi. Messi către Molina. Molina ține de balon. Molina pasează către Messi. Messi înaintează. Martinez ține de minge. Lionel Messi. Șută Lionel Messi în blocaj. Este corner pentru Argentina, corner care îl va executa el Lionel Messi. Messi, mingea este deposedată de către apărătorii mexicani. Argentina face o ofensivă extraordinară și se termină și prima repriză. Începe repriza secundă. Mexicanii acum în posesie. Mexicanii pasează și recuperează argentinienii. Lo Celso acum la balon. Lo Celso este deposedat până la urmă de către apărarea mexicană. Parades recuperează mingea pentru Argentina. Parades ține de minge către Lionel Messi. Messi dribling. Messi pasează către Molina. Molina pasează și el acolo în centru careului. Ce preluare lui Paredes și gol! Ce paradă! Ce preluare a făcut acolo Paredes și ce finalizare frumoasă! Argentina-Mexic 2-0 pentru 60. Alvarez acum pentru mexicani. Alvarez încearcă să fie unul dintre cei mai activi jucători și cu Rodriguez pentru echipa mexicană.
Este greu să bată defensiv argentinian, dar atât cât și atacul acestora. Lionel Messi acum la balon. Lionel Messi înaintează cu mingea. Messi prin dribbling-uri șutează. Lionel Messi pe lângă poartă. Ce spectacol face Lionel Andres Messi. Jimenez acum la balon. Jimenez pentru mexicani. Recuperează argentinienii prin Depol. Depol pasează către Rodriguez. Paredes acum pentru Argentina. Paredes pasează către Lionel Messi. Lionel Messi la balon. Messi șutează. Messi pe lângă poartă. Lionel Messi a avut câteva ocazii importante, între care le-a și fructificat câteva. Lionel Messi acum și gol. Messi, minutul 86 și Argentina-Mexic este 3-0. Iar Argentina câștigă grupa de pe primul loc. Mexic acum în posesie, recuperează Martinez pentru Argentina. Martinez, Messi, Lionel Messi, șutează Messi, apără portarul Mexicului. Corner pentru Argentina executat de Lionel Messi. Mingea este respinsă de către apărătorii mexicani și se termină meciul. Argentina-Mexic 3-0, Argentina câștigă grupa și merge mai departe. Argentina a ajuns acum în 16-mi, să vedem cu cine picăm în 16-mile cupei. Se pare că am picat cu Danemarca. Avem adversari pe Danemarca, sperăm că reușim să trecem și de aceștia și să mergem mai departe în această cupă. Argentina, Danemarca, meciul din 16-mile cupei. Echipele se aliniază la centrul terenului. Avem și echipa Argentinei, cât și echipa Mexicului afișată pe ecran. Lionel Messi acolo în prim plan, superstarul argentinian. Cred că va fi motivat să facă din nou un meci senzațional. Începe meciul prin punerea în posesie a echipei argentiniene. Lionel Messi acum la balon, pasează către Depol. Depol ține de minge, pasează și acesta către Molina. Molina, Depol, pasează în mijlocul careului și ratare incredibilă, incredibilă ratare a echipei argentiniene. Nu se poate așa ceva. Lo Celso acum în posesie, Paredes, șutează Paredes, apără portarul Danemarcăi. Lionel Messi centrează, apărătorii danezi, Paredes acum în posesie pentru Argentina, Romero, Depol, pasează către Paredes, Martinez, șutează Martinez, gol! Argentina deschide scorul împotriva celor de la Danemarca. 1-0 pentru Argentina cu o execuție frumoasă a argentinienilor. Iar acum Danemarca este obligată să deschidă jocul, să atace pentru a egala. Recuperează argentinienii acum la balon, Molina. Pasează și el către Lionel Messi. Messi acolo a fost deposedat. Dar Lionel Messi a făcut pressing și fundașul danez a fost nevoit să arunce mingea în afară de lui. Messi șutează către poartă. Iar tribuna spulbere de bucurie acolo. Pai argentinieni spulbere de bucurie, deoarece echipa lor conduc cu 1-0. Și se pare că fac un meci senzațional. Se țin de atac, au posesie distrugătoare. Vor să câștige acest meci, sunt foarte motivați.
Lionel Messi acum la balon. Pasează către De Paul. De Paul înaintează cu mingea, pasează către Martinez. Martinez șutează și gol! Argentina! 2-0. Argentina, Danemarca, minutul 42. S-ar putea ca Argentina să facă acest meci drept câștigat încă din prima repriză. Danezii acum încearcă și să meargă pe atac, Eriksen, dar este deposedat și se termină prima repriză. Începe repriza secundă prin posesie Danemarca. Pasează danezii prin Eriksen la balon. Acesta este deposedat de către Martinez. Martinez pasează către Lionel Messi. Lionel Messi care sprintează către careul danez. Lionel Messi șutează. Lionel Messi și gol! Gol, 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 Messi! Gol senzațional Lionel Andres Messi! N-a avut șansă portarul danez. Absolut nicio șansă. Lionel Messi a avut o execuție impecabilă. Greu, greu de parat pentru portarul danez. 3-0. Argentina, Danemarca. Iar danezii nu prea mai au șanse să reîntoarcă acest rezultat. Lionel Messi șutează din nou, apără portarul danez. Danezii acum în posesie, recuperează posesia argentinienii. Molina acum la balon, pasează către De Paul. De Paul din nou către Molina. Lionel Messi la balon, superstarul argentinian. Griblează Lionel Messi, pasează către De Paul. Acesta pasează înapoi către Lionel Messi. Lionel Messi ține de balon. Messi, Messi în centrul careului. Messi șutează și apără portarul danez. Messi va executa corner pentru Argentina. Romero cu capul, gol! Argentina! Meciul este încheiat, doamnelor și domnilor. Argentina va merge mai departe. Ce gol senzațional marcat acolo de Romero, dintr-o execuție cu capul, dintr-o centrare a lui Lionel Messi. O centrare senzațională. Lionel Messi acum la balon. Messi șutează, Messi, gol, 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 gol. Danemarca este la pământ, iar Argentina conduce cu 5-0. Toate speranțele danezilor s-au terminat încă din al treilea gol. Încă de la al treilea gol, speranțele danezilor s-au terminat. Mai avem câteva minute și se va termina repriza secundă, iar Argentina va merge mai departe. Danezii acum în posesie, danezii, dar pierd mingea și recuperează fundașii argentinieni. Corea acum la balon pentru Argentina, De Paul pasează către Corea, Corea pasează către superstarul argentinian Lionel Messi. Messi, Messi, dar se termină. Arbitru pune capăt acestui meci, Argentina merge mai departe. Să vedem pe cine va întâlni Argentina. Și cât de greu va fi pentru aceasta să treacă de echipa respectivă. Se pare că am întâlnit pe Wales, țara galilor. Ok, o să fie un meci interesant. Avem Spania cu Brazilia, acolo o să fie un meci foarte interesant. Anglia, Franța, Belgia, Portugalia. Se anunță meciul interesant. Noi ne auzim data viitoare, până atunci toate cele bune, bye bye!